În partea a doua a emisiunii Sub semnul întrebării, doi oameni care vorbesc foarte liber despre teme despre care se vorbește foarte puțin în România, pentru că, așa cum v-am mai spus, sunt subiecte tabu deja. Nu vorbește nimeni, de exemplu, despre comunicarea execrabilă de la nivel guvernamental. Nu vorbește nimeni despre comunicarea execrabilă de la nivel prezidențial. Și, în general, sunt multe alte lucruri despre care nu se vorbește mai deloc sau se vorbește în șoaptă. O spun chiar oameni din interiorul partidelor, cum s-a întâmplat să o rostească domnul Dan Vâlceanu. O să vă citesc o postare a lui, foarte interesantă, în care vorbește despre atmosfera absolut bizară din interiorul Partidului Național Liberal, unde toată lumea e foarte atentă, nu care cumva să-i supere cu ceva pe PSD-iști. Așa ceva e de neînchipuit. Cine ar fi crezut în urmă cu 2 ani de zile? Cu 3 nici nu mai vorbesc. Cu 4 se sparie gândul, iar cu 5 este aproape incredibil că liberalii, subliniez, vor fi foarte atenți la ce, cum și când și de ce eventual spun despre PSD-iști, nu cumva să se supere PSD-iști. Profesorul de sociologie Alfred Bulla în studio. Bună seara, domnule Bună profesor. Bună seara. Liviu Mihaiu, jurnalist în studio. Salut, bună seara, salut. Așa, și în partea a doua a emisiunii. Domnule profesor Bulla, ați văzut multe lucruri. De-a lungul timpului ați analizat chestiunea asta, viața politică. Ce se întâmplă, domnule, cu acești liberali astăzi? Le e frică? Haideți să vedem. Pleacă totul de la o stare de frică față de Iohannis, față de comandamentele care vin dinspre Cotroceni, care este starea lor? Acum, problema e următoarea. Klaus Iohannis și-a făcut partidul lui, ca să zic așa. Adică l-a făcut așa cum a vrut. Au avut, au cârcotit, au mai reacționat, dar li s-a închis în final gura. Vă ce-ți aminte că domnul Ciucă nici n-a fost băgat în seamă, adică nici s-a discutat, dar până la urmă s-a impus domnul Ciucă și ura și s-a terminat. Acum, nu există foarte mult, în primul rând că nu mai există oameni care să-și dorească să iasă public din liderii care au forță în PNL. Adică nu vor să se... Na, nu-i obligă nimeni la urma urmei. Deci au o galerie de oameni care nu mai sunt atât de importanți. Doi, politica partidului e discutabilă, uite, tu-l critici acum, dar sunt foarte mulți din elita culturală din România, așa, care nu mai ies să vorbească ce bine și ce frumos face PNL-ul, și atunci ai pierdut iarăși un factor important din societatea civilă care exista pe vremuri. Atenție, erau foarte mulți, adică nu mă refer doar la membrii de partid. După mine, ei se pregătesc pentru ca să locuiască structura actuală. Mă refer la ăia mai grei, pe care vor mai multe lucruri. Și de aceea nici nu vor să se afișeze foarte mult. Adică cred că e o opțiune. Pe de altă parte, cei care conduc în acest moment, probabil că sunt interesați, și asta se întâmplă probabil și la alte partide, de intereselor personale. Ideea că partidul va suferi, am mai discutat, Liviu, mai mult ca sigur că are multe asemenea informații, îi spui omului, dom'le, vedeți că veți avea un cost foarte mare. Lasă-mă, dracu, că eu acum sunt aici la AGA, la nu știu ce. Vedem noi atunci. Vedem ce o fi, cum o fi. Și atunci, sigur că sunt foarte puțin preocupați de, dom'le, ce se va întâmpla cu partidul peste un an, doi, trei. Pentru că, evident că are un cost. Adică, în momentul în care tu te-ai legitimat anti-PSD-ist, da? Da. Și ai luat cei mai mulți votanți anti-PSD de-a lungul timpului. Sigur că formula, numai că pot să înțeleg că e o chestie de forță majoră, trebuie acum, că uite, că e război, că nu știu ce. Dar în momentul în care, în mod evident, pierzi permanent ca imagine, pierzi ca și competență. Ăia de la PSD sunt în general mai competenți din modul în care își construiesc imaginea, cel puțin, nu discutăm de amă. Da. Tu ai probleme de imagine, ai probleme de imagine, pentru că, atenție, au ieșit doi prin demisie, dar, atenție, Câmpeanu a ieșit fiind acuzat de o chestiune clară, la Dâncu și-a dat demisia că a zis ceva care, mă rog, e discutabil în societate dacă e chiar de rău, nu? Fie vorba între noi. Cam aceeași poziția cu a președintului Macron. Bun, și în general cu niște poziții de bun simț. Adică nu a fost o chestiune, bă, l-am acuzat că l-am prins. 30 de congresmeni democrați. Da, deci... Sau chiar al lui Elon Musk. Nu, sau chiar al lui Henry Kissinger de acum ceva vreme. Bun, ăla a zis săracul de la început. Exact, de la bun, adică a dat direcția dintr-un bun.
început. Tatăl politic, exact. Unul din iluminatii acestei lupte politice. În condițiile astea nu e chiar egalitate. Adică gestul de imagine al PSD, al PNL-ului, este al unui partener la guvernare care nu-și arogă poziția de lider al că tu ai primul ministru. Dar problema este de ceva vreme la PSD, pentru că întrebarea peneliștilor, mi-a zis odată un penelist, dar e adevărat, când era guvernarea cu PD, și mi-a zis o chestie amuzantă de tot. Și zic, bă, ce mai faci, Gigel? Și zice, bă, uite, stau așa seara și mă întreb, bă, nu suntem la guvernare sau nu suntem la guvernare? E foarte bună. Pentru că, de fapt, e situația de genul ăsta, că Ciucă nu e liberal. Adică... Priviți puțin și rog și pe Liviu să comentăm, pentru că eu o spun, am revenit în vară cu emisiunea Sub semnul întrebării aici pe B1 TV și... La scurtă vreme, după reapariția în acest talk show, am tot spus, domnule, e nefirește ce se întâmplă cu liberalii. Înțeleg, coabitare la guvernare, niciun fel de problemă. Da, cu PSD-ul. Asta e, dacă vremurile o cer, țara, stabilitate. Bă, da, mă tot uitam cum PSD-iștii iau fața peneliștilor. Adică inițiative cu pensii, chiar dacă e doar gargară, să ne înțelegem foarte clar, de la Ministerul Muncii, domnul Budăi, până acum tot ce a produs gargară, așa se numește asta. Adică da, din gură, că pensii, că facem, că trecem și nu s-a întâmplat absolut nimic, dar e prezent. Bun, domnul Ciolacu vorbește despre au făcut cu vouchere cu un alta, dar uitați că am avut dreptate să spun că peneliștii nici nu se simt la guvernare. O spune un om care a fost totuși ministru de finanțe, ministru fondurilor europene, e vorba de domnul Dan Vâlcean. Fost PSD-ist? Da, nu mai contează. Tatăl PSD-ist. Da, dar ideea era că omul a fost din echipa lui Câțu, da. Și zice așa, într-o postare făcută pe 19 octombrie. După 6 luni pot să trag câteva concluzii asupra direcției în care actuala conducere a îndreptat Partidul Național Liberal și sunt câteva puncte pe care le-am remarcat. 1. Nu există o strategie politică și nici obiective politice. S-a abandonat proiectul de coagulare a dreptei care a început încă de la finele anului trecut. 2. Au fost abandonate principiile liberale de guvernare și cele mai importante măsuri impuse de PNL în programul de guvernare. A. Fără taxe noi sau creștere de taxe. B. Finanțarea investițiilor la 7% din PIB. C. Susținerea implementării PNRR. Da? 3. Cele două puncte de mai sus s-au întâmplat în paralel cu cedarea totală, zice Vâlceanu, a agendei publice. Ba chiar preluarea de către conducerea partidului și miniștrii a propagandei PSD. Ministrii PNL și guvernările liberale anterioare abandonați în fața atacurilor continue ale PSD, preluarea de la PSD a mesajului că PNRR a fost secretizat și că trebuie renegociat. 4. În aproape toate județele PSD este foarte agresiv. Și și-a impus oameni în poziții de conducere. Și a început o campanie de racolare a primarilor liberali. Comportament ignorat de conducerea PNL, deși mai mulți colegi au subliniat aceste aspecte în ședință. 5. În interiorul partidului, Partidul Național Liberal, înțelegem, zice Vâlcean, a început o vânătoare a tuturor celor care au puncte de vedere critice la adresa PSD sau a miniștilor PSD. Statutul partidului este încălcat voit, iar democrația internă a fost înăbușită și încheie postarea spunând că putem îndrepta aceste greșeli și putem evita un dezastru economic al României urmat de un dezastru politic al Partidului Național Liberal. O, băieți, nu prea puteți. Deci părerea mea este... Apropo de... Trebuie să zic chestia asta. Mi-a zis un tip de la liberal. Apropo de democrație, la ultimul congres când a fost ales Câțu, omul a fost șocat. Câțu? Când a fost ales Ciucă. Da. Așa. Pentru că până atunci primeau invitații. Așa. Acum au primit convocator. Ah, foarte interesant. Nu? Convocator la congres. Deci convocat să-l votați pe domnul Ciucă, președinte al Partidului Național Liberal, nu mai este invitat. Trăim încă o dată într-o distopie politică în care avem clar o democrație. Liviu, sunt liberalii, mă. Știu, Tomas, e ăla, Partidul Național Liberal, Asta, pe vremuri admiram la liberali, care nu aveau o unitate de partid precum a PSD-ului, să se țină toți de mână în fața DNA-ului Pitești. Pe trepte.
pe trepte. Așa, Niculescu, dar aveau, în schimb, libertatea de a spune prin personalitățile partidului diferite opinii, uneori contrare, da. Și se mândreau cu asta. La noi în partid, la liberali, noi, să spună, noi avem, da. Chiar dacă avem opinii diferite, noi le exprimăm și în spațiu public. Valeriu Stoica n-avea un om în toată conducerea Partidului Național Liberal. Toți erau împotriva lui, să mergea în ședință și să bătea cu ei acolo. PNL-ul a ajuns o caricatură de partid, un partid decerebrat, un partid care nu mai are nici personalitate și nici personalități. Gândește-te că totuși personalitățile din partid, cele pe care le mai putem număra pe degete, din garda veche, tip Dan Motreanu, fruntaș de 30 de ani în partid. Dar el e fruntaș cu funcția și în partid acum, dar nu prea zice pentru nimic. Pentru că are cel mai bun scor al PNL-ului în campanie electorală. O ave, dar e greu de dat jos. Calebă, da. Nu zice nimic. Nu mai au curajul să cânte. Păi, dar de ce? Asta nu încercăm să vedem. Eu aud de la liberal când îi întreb, mă, dar de ce nu scoateți un cuvânt, nu ce-ți miau? Și îi să spui, ei zic așa, de sus. Adică să arată cumva spre Cotroceni, spre Iohannis, că dacă cine îndrăznește să zică ceva, se prăvălește pe prăvale peste el, vine zidul. Semănăm din ce în ce mai mult cu un partid unic, pentru că diferența între PNL și PSD, cred că nici de cota unică nu mai țin. Deci, un partid unic cu un comandant suprem într-o republică semiparlamentară, noi avem o republică de-a dreptul prezidențială, cu iz de dictatură sud-americană, cu o comunicare de tip dogmatic, ca la partid, în care tu îl dai pe cel mai inteligent ministru al guvernului Ciucă, Vasile Dâncu, îl dai afară pentru o declarație absolutamente europeană. Absolutamente. Să nu aveți impresia că doar Macron gândește așa. Nu! Avem și în Germania oameni care gândesc. Dar la noi nu mai este conform tovarășului și a doctrinei de partid. Deci, mie nu vine să cred, totuși, că am fost la Revoluție student cu arma în mână și am făcut 30 de ani de jurnalism, să văd o asemenea degradare a calității democratice a partidelor din România. Vreau să urmărim împreună o secvență și trebuie să fac și o, cum să spun, să povestesc o întâmplare, pe care sunt convins că mulți dintre cei care ne privesc acum o știu. Făceam la un moment dat emisiunea 100% și l-am invitat pe domnul Daia într-o emisiune 100%, în care de vreo 12 ori numărat găsiți secvența, că e celebră pe net, în loc să-mi spună domnul Turcescu, îmi spunea domnul Tuc. Și mi-a zis domnul Tuc de vreo 12 ori, mă rog. Domnul Daia era la nivel de comunicare la acel moment, cum să zic, era terminat. Deci râdeam cu lacrimi, am zis că un astfel de ministru care să vorbească precum Daia la momentul ăla, era decupat din... Zăroni. Era decupat din, cum să spun, din galeria figurilor comuniste, așa, secretarul Zăroni, de partid. Zăroni, a avut ministrul agriculturii. Bun. Vestit. Exact. Am ajuns însă la această oră să-l considerăm pe Daia și nu spun, domnule, este o lumină în materie de comunicare, de, cum să spun, retorică, argumentare. Sigur, le mai amestecă, le mai învârte, e greu să-l urmărești și la un moment dat. Și te face să râzi, Robert, ceea ce e foarte rar. E foarte rar astăzi, exact. Te adică, face să râzi. Priviți-l pe domnul Daia, pe care, repet, ca să înțelegem foarte clar, acum 20 de ani, domnul Daia. Acum 20 de ani era? Păi 20 de ani, 2003. Mă uite mâine, păi mâine 2023. Da. Acum 20 de ani domnul Daia era la nivel de comunicare Ciuca Bătăilor, râdea toată lumea, o țară întreagă, după secvența despre care v-am povestit, nu o să punem secvența aia. Acum însă ne uităm la Daia ca la omul care comunică cel mai bine în guvernul din anul 2022. Pentru că e omul care nu citește, adică le mai încurcă, le mai dă naibii, le mai învârte, le mai nu știu ce, dar te uiți la el și îl asculți cât de cât. Priviți o secvență de astăzi, cred că este de la Târgu Lindagra. Priviți. În orice caz, nu e mic prețul, dar în orice caz cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Nu suntem în primele țări privind creșterea prețului, dar vă spun că este prețul cel mai mic la produsele agricole în România. Și am făcut și un calcul apropo de relația aceasta a prețurilor cu posibilitățile de cumpărare. Am putut observa că prețul la toate produsele, la toate produsele sunt de 4-5 ori mai mari decât în România.
Într-o perioadă în care Uniunea Europeană se confruntă cu un val de scumpiri în cazul tot mai multor produse și servicii, ministrul agriculturii Petre Daia a dat de înțeles că românii nu trebuie să se teamă că nu vor avea ce să pună pe masă de sărbători. Acesta a spus că prețul produselor agricole în România se menține la un nivel mult mai mic decât în alte state europene și că toți românii care muncesc vor putea să cumpere tradiționala carne de porc pentru acest Crăciun. Cu toate acestea, ca în cazul altor alimente, și prețul acesteia va fi mai ridicat decât în anii trecuți. Nu trebuie să-și pună deoparte că suntem atenți, mâncăm tot timpul din ce fac românii noștri și fac bine. Și prețuiesc pentru că fac în condiții atât de grele. Prețurile vor fi prețuri de respect pentru munca fiecăruia. Acesta a mai declarat că a reușit să facă și câteva mișcări pozitive în ceea ce privește Camera de Comerț, un factor important pentru producătorii locali. Am pus în mișcare Casa de Comerț, a început să funcționeze, sigur că nu este la laturație maximă, mai are până când se încălzește motorul, dar bine că am scos-o din comă, pentru că era în comă pur și simplu. Iată că funcționează, iată că duce producție pe piață, a intrat în colaborare și în contracte comerciale cu lanțurile de magazine, în așa fel încât să luăm producția de la fermieri și să o aducem pe masa consumatorilor pentru a avea un preț mai bun și, evident, pentru a avea produse românești pe care le știți dumneavoastră, le căutați și eu le caut și le cumpăr tot timpul pentru că sunt produse gustoase făcute de români. Domnule Bulai, repet, ne uităm la Daia ca la o lumină pentru că îl comparăm, apropo de felul în care vorbește, cu ce să-l comparăm. Domnul Ciucă este catastrofal în materie de comunicare. Este ceva... Uite, ca să-ți dau un indicator. Așa. De-a lungul timpului, mă rog, am mai făcut când și când consultanță, inclusiv pe chestiuni de comunicare și am făcut... E că eram invitat de diverse partide de-a lungul timpului la nenumărate programe pe care le aveau și aveam mai puțin bani pe vremea decât acum. Acum așa de la buget destul de mulți bani. În care lideri, și am lucrat cu unii chiar lideri importanți. Acum nu prea mai există interes foarte mult. Mi-aduc aminte de liberali că aveau tot felul de școli speciale să învețe și cu liberalismul, să știe și aia cu Brătianu, exact. Că lui unul sunt mai mulți, etc., etc., care nu mai sunt la modă, nu mai interesează pe nimeni. Și asta arată că interesul în general pentru tot ce înseamnă comunicare este zero. Eu le spun mereu și la studenți, le spun, bă, politica înseamnă două lucruri. De fapt, despre asta este. Este vorba știința de a comunica, că nu mă aștept de la politician să facă el să repare prize, da? Și doi, sigur, să știi, să fii capabil să construiești compromis. Că politica înseamnă să știi să construiești compromisuri. Ori, din punctul ăsta de vedere, expertiza... A scăzut publice. Și politici publice, da, dar expertiza a scăzut dramatic pentru că a scăzut interesul. Adică nu e vorba de, cum să zic, interesul și sigur pui niște oameni care nu se pricep. Totuși au fost oameni puși în diferite poziții în partide care aveau multă experiență ca și comunicatori în trecut. Adică, cum să zic, e o chestiune legată de, cum să zic, legile lui Murphy, știi? Fiecare avansează până la nivelul propriu de incompetență, dar întotdeauna există și un revers, un corolar, dacă vrei. Orice șef își va lua subaltern care sunt mai proști că el, adică firesc, nu? Și atunci asigur că... Da, dar să știi la parte... Cât șefii sunt mai proști, cu atât consilierii sunt mai proști. Da, asta este o chestiune care se întâmplă, știi? Tu trebuie să-ți iei un consilier mai bun decât tine ca să te ajute. Exact. Ca să-i zici lui ăla ce să facă și ăla să zică să trăiești șeful extraordinar, nemaipomenit. E un proces care s-a întâmplat, se întâmplă, continuă să se întâmple, care ține de fapt o lipsă de viziune vis-a-vis de ce ai tu de făcut. Ori, din punctul ăsta de vedere, cineva îmi povestea că, nu dau nume neapărat, a trăit o senzație, e implicat în tot felul de proiecte și discută și cu diverse ministere și a găsit un singur ministru care era contrazis la întâlnire de consilierii lui. Contrazis în sensul nu aveți dreptate. În rest, oriunde te duci, dacă vin consilierii, ăia iau poziție de drepți. Da, se aplică frumos în față și zic, da, să trăiți. Și când știu că eu tâmpenie, zic, da, e în regulă, vedem noi cum facem. Dacă îți iei asemenea consilierii, dacă îți iei numai yes-meni, în care te duce la Robert Turcescu și are o performanță proastă și
Vine consilierul și zice, șeful, ai fost extraordinar. Extraordinar. Eu mă la erau, dă-l recu, a vrut să te încurce. Am ceva cu tine. Eu vă propun un exercițiu. Te rog. Care și jurnalistii și sociologii. Haideți să luăm CV-urile membrilor guvernului ceh și bulgar. Și să le comparăm cu alor noștri. Și o să vedeți cam ce diferențe există. Ăștia au de-astea făcute pe la zi, la SRI, la armate, la... Nu există așa ceva, militarizată țară. Nu se discutăm, mă, pe ce? Pakistanul Europei, din punctul ăsta de vedere. Ai noștri au toate școlile astea făcute. Nu, acum nu mai ai cum să ajungi ministru dacă n-ai trecut pe la o școală sau pe la un general la o cafea în pădure. Sunt câteva chestiuni apropo de ceea ce înseamnă, hai să spunem, mă rog, eu cred că sunt două mari categorii de miști în guvernul României. Unora cărora le e silă pur și simplu să vorbească cu poporul. Ăștia, în categoria asta ar face parte, uite așa, vă dau câțiva... Iohannis în primul. Nu, eu zic din guvern. Domnul Grindeanu. Deci domnul Grindeanu când apare, parcă ne face un mare favor că se arată. Deci, iar domnul Predoiu nu comunică deloc, niciodată. Domnul Predoiu nu... Avem un scandal cu legile justiției. Domnul Predoiu e ascuns. Da. Nu se știe unde domnul e. Domnul Căciu, de exemplu, de la finanțe. Deci nu-i vezi. Adică, domnule, dacă ne fac vreodată vreun favor să iasă, să vorbească, să dea un interviu, să iasă într-o conferință de presă, e așa, pentru că, cum să spun, nu știu, mă rog, parcă sunt undeva într-un... Și alții care nu știu să vorbească. Și alții care ies de nevoie în urma unor scandaluri și care ies cu documente falsificate de tip Bode, de exemplu. Da, de exemplu, sunt niște nelămuriri. Doamna Ligia Deca, noul ministru al învățământului, tace de 3 săptămâni, adică n-a zis nimic. Nu ne spune și nouă ceva. O conferință de presă. O strategie. O strategie, să zică, domnule, am terminat cu plagiatorul ăla de Câmpeanu, da? Hai să o să zică doamna Deca să spună chestia asta. Uite, eu am această idee, vreau să încep să comunic poporului ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă. E, nu, primii ani nu vorbești. Am înțeles, bine, da. Nu, primele săptămâni până să dumirește cu... Ce să se dumirească? Da, noi, asta e modelul de comunicare cu organism. Ne plângeam altă dată că președintele Băsescu e așa, precum cucu la orice ora 6. Da. Și mai râdea ori de Ponta, ori de ăla, de dușmanii lui politici în general. Acum am dat exact în partea altă, în care domnul Iohannis iese doar la întruniri de-astea militaroase, ceremonioase, și când îl mai prins pe la o conferință de presă în picioare, cu întrebări deja aranjată de generalul Pahoțu. Deci cam așa e cu comunicarea în statul nostru. Suntem bun, dar asta să știi că e un indicator al dispariției democrației. Da. Pentru că, de fapt, asta electoral vorbind, oamenii ăștia simt pe bună dreptate că populația oricum nu mai contează din punct de vedere al votului. Și atunci nu mai... Adică, în principiu... Cum n-ai bat, domnul? Dacă... Adică nu mai contează, are dreptate. Nu mai contează, pur și simplu. Deci ce ți s-a părut a contat... Păi nu prea mai contează. Contează mecanismul care a fost pus în picioare în ultimii ani, în care populația oricum nu are ce vota. Fii, uite-te acum, da, ce să votezi, da? Deci fie vorba între noi. Da. Ori, din punctul ăsta de vedere, s-au instrumentat, că întreaga emisiune poți să faci pe chestia asta, ori, din punctul ăsta de vedere, oamenii știu că dacă nu ies, nu sunt înjurați, că nu poți, fără să fie de față, să chestionezi, să vorbești, și poți să stai în banca ta și nu se întâmplă nimic. Pe vremuri, când erau, am crezut că va fi democrație și a fost entuziasmul ăla, anii 90, 2000 chiar, atunci, sigur că erau disperați să iasă, se certau la partid, bă, nu ei, stai puțin, că avem niște oameni, era ordine, da? Tocmai pentru că știau că așa câștigă imagine și au succes electoral. Din punctul ăsta de vedere, în România de astăzi, un primar poate să, într-un oraș mare, poate să câștige fără mare efort, da? Iar la nivel mare, oricum contează să te pună pe listă, nici nu contează să faci ceva, aranjamentele sunt la ordinea zilei. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un indicator al deprecierii. Vorbea Liviu mai devreme. Sunt importanți primarii care cumpără voturile, nu? În momentul de față. Ca să nu mai zic. Cu asistații sociale. Hai să ne aducem puțin aminte cum s-a format această, cum îi zic eu, patrulater maro. Am avut patrulater roșu, acum avem un patrulater maro. Cum s-a format? În jurul banilor din
europeni, PNL, celor 80 de miliarde cu care a venit fluturându-i președintele, gata, vom avea. Bine, sigur, capacitatea noastră de absorție nici la jumătate nu e. Sigur că da. Da. La cât de disfuncțional e acest stat. Și atunci ei și-au dat seama că în alianța asta contra naturii, PNL, PSD, UDMR și serviciile secrete, ei pot lua câte mandate vor. Pentru că ori în ce mandat ne-am dat, la orice alegeri, ei formează majoritatea. Ei formează majoritatea. Și atunci au zis, bă, cu amount-ul ăsta de bani pe masă, hai să ne mai certăm, ciuma galbenă, ciuma roșie, jos ungurimea, jos grov. Haideți să administrăm banii ăștia cu ce proști avem în casă. Cam asta este, dacă vreți, caricatura de democrație în care ne aflăm la ora asta. Și atunci, ce mai contează? Contractul social cu societatea civilă a fost rupt. Total. 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 Bine, nu că societatea civilă s-ar voturile nu mai contează. Mic. Legea electorală care să-ți permită acum celor trei aflați aici la masă să faci un partid viabil într-un an de zile. Nu se greu, poate, da. E imposibil. Și fără bani mulți, n-ai cum. Și atunci suntem o societate captivă a celorași patru partide în care democrația nu mai contează, legile justiției, independența justiției. Și zici că nici votul. CCR-ul, nici el să clatină și el CCR-ul și nici votul în da, ultima instanță. Dați-mi voi, tot caut un răspuns, umblu și eu ca cu lumânare așa până lume, căutând un răspuns la această întrebare. Nu un om, ci un răspuns. Domnul profesor, puteți să spuneți unde a dispărut emoția care era provocată în urmă cu 5 ani, la scara istoriei înseamnă un strănut. Deci acum 5 ani, pe ordonanța 13, cu Dragnea în fruntea PSD-ului și cu Grindeanu la guvern, deci, și cu Iordache la țară, justiție... Mai sunt, am mai tot fost întrebat. În această țară mi-am spus următorul lucru. Dom'le, manifestațiile când trebuie să se facă, se facă, nu trebuie să se facă, nu se fac. A, sunt la... Nu, mai acum, nu, hai să nu vedem, eu nu sunt așa de... Hai că iar, acum e apărarea unei societăți civile inexistente. Nu, stai puțin. Atunci, și după episodul Roșia Montana, care a fost foarte frumos, pe părerea mea, manifestația cu cea mai imaterială cerință vreodată, lăudată de CNN. Țineți cont că a trecut o pandemie și un război peste noi și societatea civilă. Energofobia asta, tot ce ni s-a întâmplat, a indus societății civile deja divizate, o catatonie în care nimeni nu mai are chef dar să de manifesteze ce nu mai are chef, și nimeni nu mai are, atenție, încredere în nimeni. Stai că e foarte important. Da, 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 sunt convins. Coeficientul de coeziune al unei societăți, cum e Polonia, cum e Ungaria, nu vreau să laud Visegradul acum, dar uitați-vă la rezultatele lor concrete, economice, sportive sau de politică externă chiar. Polonia este, cum să zic, zeul Europei de Est în materie de politică externă. Face jocurile, bombardează dacă vrea, chiar și Nord Stream-ul dacă are chef. Da? Mai ales că și-a rezolvat problema cu conducta de la Norvegia. Exact. Deci oamenii au naționalizează întreprinderi ca să-și consolideze economia. Noi ce facem? Noi ce facem? Păi nu știu ce facem. Nu, vreau să continui ideea. Ca să continui ideea, Eu sunt plin de emoții. Problema este că PSD-ul a fost partidul și Dragnea în ultimii ani, cu siguranță, care au capitalizat cel mai mult votul negativ, reacțiile negative. Și asta e cert. Chiar și PSD-ul. Dacă am parcat odată aiurea că trebuia să merg undeva să cumpăr niște flori un minut și m-a înjurat cineva pe stradă, nu știa cine sunt, că-s PSD-ist. Adică îți dai seama ce da, gen de... Dar fiul la 9 ani, la 8 ani, m-a întrebat de Dragnea. Știi? De rău exact. De Dragnea, de diabolizarea de despre da. Care vă... Aici a fost problema PSD-ului, că n-a știut, adică chestia asta va conta foarte mult, adică au tratat-o cu indiferență. În acest moment însă există o derută, știi? Exact cum a fost la referendum, s-a întrebat lumea de ce absență la referendum, o țară, nu, teoretic creștină. Problema este că era o derută, pentru că n-au înțeles chiar
Păi, peneliștii, de exemplu, de ce dracu să meargă? Că acolo erau mesaje ambivalente din același partid. Și atunci n-au înțeles. Acum, s-a spus nimic mai devreme. Deci am PSD-ul și PNL-ul la guvernare. Deci acum eu ies, cum, dacă ies și împotriva lui Iohannis, care era salvatorul meu, nu, ies și împotriva PNL-ului, e o derută. USR-ul este în moarte clinică, în sensul în care nu se întâmplă nimic, sau tot s-a aranjat, sau tot, dar nu este spectaculos, sau un gen de critică doar de... Vânează de... niște miniștri și vânează bine, dar nu asta, da, okay, politica. Da. Nu stimulează. Spectaculoasă a unui partid de opoziție. Și nici ei nu au un lider care să treacă ecranul, să fie spectaculos. Adică tu știi cel mai bine, sau voi că sunteți jurnaliști, că știi dacă unul e foarte bun comunicator, te uiți în audiență, mă, spart audiențele, da? Că mă uit la televizor și trebuie să stau jumătate de oră să-mi dau seama cine dracu e ăsta, știi? Deja e cam greu să mă fascineze. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu ai prea multe resurse. Ai aurul care reprezintă zona naționalistă, a un naționalist care nu este naționalismul care în politică face carieră, e naționalist de stadion, adică naționalist, nu sunt, că nu sunt naționaliști, dar este pe un anumit segment. Un naționalist trebuie să fie un om de cultură, că, mă rog, să știi și tu o poezie, adică să mai știi un pic de istorie, că asta înseamnă valori naționale. Ei nu au această componentă, deci ei sunt limitativi din acest punct de vedere și au avut tema lor, care a funcționat, pentru că erau singuri acolo, pe pandemie, pe toate poveștile și respective. Și pe antiglobalizare. Da? Și pe antiglobalizare, care evident are un public în România, dar nu poate fi un public care să fie atât de mare încât să rupă plasele. Și atunci tu când te vei duce la vot peste 2 ani de zile, dacă ai această situație, poți să fii dezamăgit de măcar unul din cele două partide, nu mai zic că la guvernare, USR-ul nu te convinge, să zice că nu ești cu aur și atunci întrebarea este de ce te duci? Adică din punctul ăsta de vedere, așa cum arată tabloul, nu avem perspectivă. Știi unde există, unde va fi bătălie reală? Va fi la președinție, că acolo există altă miză, alte interese și vor fi mulți candidați. Nu înseamnă că nu vor conta o mie și una de... Vă propun să luăm o singură... Nu mă ocupă să mai zic ceva. Eu nu sunt atât de pesimist în sensul în care România este o țară mimetică care copiază ceea ce fac alții. Dacă vor fi valuri de schimbare structurală până Europa, și cred că vor fi în perspectiva următorilor ani, deja au început, o să fie și în România, pentru că acelea structuri de putere vor întoarce macazul fără nicio jenă și o să fie... Dacă directivele o cer. Dacă directivele ca o cer. Să fac o glumă preferată și tu o știi, Robert, Germania va legaliza în curând marihuana și probabil că o vom face și noi în mod mimetic, cum zice domn profesor. Da. Imediat după publicitate o să vedeți ceea ce pare să fie începutul unui război dur de tot. După cum titrează cei de la G4 Media, PSD și Ciolacu atac frontal la președintele Iohannis și la foștii lideri PNL Câțu și Orban. E vorba de un videoclip ca de campanie, deci aproape că a început campania electorală, în care PSD acuză faptul că pentru dreapta creșterea pensiilor n-a fost prioritară. Atenție foarte mare, subiectul legat de pensii și în general bazinul electoral reprezentat de pensionari este în continuare unul pe care se bat puternic partidele din România. E foarte interesant cum partenerii PSD-PNL la guvernare încep să se păruiască în public și veți vedea acest videoclip imediat după publicitate. Vreau să vă rog să priviți foarte atent următorul clip, are câteva zeci de secunde, și să încercăm să ne gândim cu toții că acești oameni, Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis, spre exemplu, sunt la conducerea țării și ar trebui să colaboreze, da? O să vedeți un videoclip lansat astăzi de Partidul Social Democrat, este un videoclip de campanie electorală, pur videoclip de campanie electorală, în care domnul Ciolacu îi trage smetii peste smetii lui Klaus Iohannis. La pachet, sigur, cu Ludovic Orban, cu Câțu, dar Klaus Iohannis e acolo, băgat la pachet, în fotografie chiar băgat de domnul Ciolacu, în fotografia clipului, alături de Câțu și de Orban. Da?
ba chiar pomenit în clip, o să vedeți, de domnul Ciolacu. Și vreți să-mi spuneți că e armonie în momentul de față în marea coaliție de guvernare PNL-PSD peste care stă moț domnul Klaus Iohannis? Priviți! Nu cred că ar fi crescut pensiile anul acesta dacă Partidul Social Democrat nu ar fi intrat la guvernare. N-am nicio reținere să-i reamintesc domnului președinte Klaus Iohannis că când era domnul Câțu prim-ministru, domnia sa spunea că nu sunt bani pentru a crește pensiile și trebuie să calculăm foarte bine. Și nu aveam nici criză energetică, nu aveam nici război în Ucraina. Domnilor, s-au cam înmulțit atacurile la domnul Klaus Iohannis. Domnul Dâncu, cum să spun, a furat startul, chiar am putea spune. Asta este coaliția pentru stabilitatea țării. Da? O coaliție care a început să se păruiască pe față. Deci nu mai e nimic pe sub, în subteran. Dar e Robert, e de așteptat. Pentru simplu motiv că în 2 ani de zile vom avea alegeri prezidențiale, vor avea, sigur, alegeri și toate alegerile vor fi în anul ăla. Dacă ne facem comparație cu trecutul din România vis-a-vis de președinți, de regulă președintele în ultimul mandat, de la jumate încolo, când sună, sună mai mult. Adică nu se răspunde chiar de imediat. Prima, da? Deja nu se mai ridică ăștia în picioare. Nu se mai ridică în picioare. Sună telefon. Aduce aminte, Băsescu a fost arestat frasul cu un an și ceva înainte, poze cu Udrea, deci care era un semn că nu mai contează pe acolo. Să înțelegem că urmează, adică păi, sunt... A venit Hodron doamna Chioveși și a zis, bă, sunt și eu pe aici, știți, n-am colaborat bine. N-am colaborat bine cu domnul Iohannis. S-a înregistrat la parchetul european scandalul BMW-urilor. Da. S-a pomenit numele domnului Schmidt, care până acum ceva vreme mai adică, era... Cu alte cuvinte, nu mai merg lucrurile așa bine și mai mulți actori anunță că jocul e deschis. Pentru că pe piață s-a tot spus că e o înțelegere, că e un aranjament. Nu, e clar că se dorește președinția, pentru că e mult prea importantă în România, se dovedește acest lucru în ultimii 20 de ani, cu siguranță. Deci, din punctul ăsta de vedere, se joacă deschis, se anunță, vedeți că putem citi și demisia lui Dâncu și în această cheie, pentru că te delimitezi de a fi colaboraționist cu domnul Iohannis. Colaborarea cu domnul Iohannis va fi în curând și la PNL o bilă neagră, pentru că la urmă lui vor avea. Președintele care va ieși cu cel mai mic procent de popularitate din al doilea mandat. Cu siguranță. Cred că un procent mai mic decât Emil Constantinescu, cu siguranță. Dacă e să vorbim pe procentual. Calculul PSD-știlor în acest moment este să crească partidul, măcar să câștige alegerile cu un 38%, pentru că... Ei au 36%. Atenție, da. Ei vor să repete figura în sensul în care să scape de PNL de la guvernare. Deci, liberalii încă se amăgesc cu ideea că și după 2024 vor sta la guvernare cu PSD-ul. N-au cum. PSD nu va mai lua PNL-ul la guvernare dacă are Robert, 38%. Te bine, hai să vezi. Și îți spun și de ce. PSD-ul e în stare să... Vezi guvernând cu SRE-ul pe PSD? Nu. Nu, dar îi văd guvernând vezi cu aur. Vezi cu aur? Nu. Da, eu nu-i văd cu aur. Nu cu aur, este da. Deloc liniștit conform directivă. Îi văd liniștit guvernând nu cu aur. Nu cred că îi lasă partenerii externi să... Da, hai, nu că nu despre asta era vorba. Mă rog, e vorba în momentul de față. E un pariu aici, politic între noi doi. Exact, îl facem dacă vrei ca pariu politic. Vreau să vă mai arăt ceva care mi se pare halucinant, de-a dreptul. Dacă n-aveți cont bancar, domnul Tudose, sunteți pe fază? Domnul sau și-au fi făcut cont bancar, o fi având card? Domnul Tudose a fost un premier, știți că el era cu cash-ul, da? E o lege în Parlament prin care, atenție, vrei nu vrei, e cam bancul ăla cu bătrânica. Ea nu voia, dar au trecut o stradă. Vrei nu vrei să ai cont bancar, vei avea cont bancar. E lege, să dă lege acum, da? Pentru orice român, de la țară, de la oraș, de peste tot, cont bancar obligatoriu. Priviți!
Am inițiat această lege cu aproape 100 de colegi parlamentari dintr-un motiv foarte simplu. Logica economică ne spune că cu cât crește gradul de bancarizare, cu atât crește gradul prin care comunitățile pot participa activ la circuitul economic. Inițiatorii legii susțin că prin existența unui astfel de cont, românii își vor primi la timp pensiile și salariile. Totodată se va ridica gradul de incluziune financiară al cetățenilor. Ne dorim ca acești oameni să poată să aibă un cont sau un card prin care poate să-și primească pensia sau salariul la timp, indiferent de vreme sau poștaș. Incluziunea financiară este un proces prin care ai acces, sau populația și întreprinderile au acces la produse, servicii de calitate financiare, de la serviciile bancare, la serviciile de asigurări și de creditare în special. În România, incluziunea financiară nu este foarte dezvoltată. Noul proiect legislativ obligă băncile să deschidă pentru cetățenii României un cont bancar fără comision, însă instituțiile vor putea refuza deschiderea contului dacă vor fi încălcate dispozițiile privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Să avem iertare, bă băieți! Bă băieți, în ce țară am ajuns să trăim? Adică, cum adică să te oblige să-ți deschidă cont bancar? Vrei, nu vrei să ai cont? Poate nu vrei să ai cont bancar. Poate nu vrei să primești niciodată pensia în contul bancar. Vrei să te duci să o ridici de undeva, în cash, nu știu. Bă băieți, ce e asta? E un lobby al sistemului bancar, adică pentru orice jurnalist principală. Scopul acum pe care eu l-aș da într-o redacție de investigații, cu ce lobiști s-au întâlnit acești 100 de parlamentari și ce întâlnire au avut ca să creeze o asemenea proiect legislativ, când noi așa avem criză energetică, criză pandemică, criză de război și așa mai departe. Evident că... Dar de ce nu ne dau cât un telefon mobil sau un frigider? Nu e în primele 25 de priorități ale românilor. Dacă te uiți pe agenda de priorități ale românilor, nu e nici referendumul pentru familie tradițională, nici... Asta e o lege lobată de o entitate a sistemului bancar. Nu îi obligă pe bancheri să deschidă românilor un cont cu zero dobândă, ci băncile îi obligă pe parlamentari să propună această lege. Da, interesant. Asta e speculația mea, evident. Da. Uh-huh. Ca să fie toată... Evident, sunt țări în Europa în care nu mai poți plăti cu cash mai mult de câțiva firfirei. Nu mai ai cum. Adică bancarizarea mondială este un deziderat. Dar nu știu câte țări din Europa s-a dat o cu lege prin care argumente. Să fii obligat nu mai există, să ai cont bancar. Nu mai există evaziune fiscală. Comunitățile... Există niște argumente acolo de eficacitate economică, e adevărat, care sunt și reale. Dar libertatea cetățeanului, în opinia mea și nu numai a mea, și nu numai a conservatorilor sau antiglobe, este cash-ul. Aici are dreptate domnul Tudose. Faptul că tu ai banul tău în buzunarul tău îți dă un sentiment de libertate și nu cred că dăunează economiei nici măcar acea parte, procent al economiei negre, din care se susține întreaga României cu bani din străinătate, din diaspora, care nu vin întotdeauna prin cont bancar, ci mai vin oamenii și cu banii cash să-și facă casele din satele de unde au plecat, ca instalatori, ca fochiști, ca sudori, etc. Deci nu e o prioritate a românului acest proiect de lege. Suna model chinezesc, spuneați, domnule? E o lege în China care spune că n-ai voie să, pentru că sunt au pus camere de luat vederi la fiecare 15 metri, cred. Și... E un sistem interesant acolo, l-au făcut. Primești niște credite și le pierzi dacă încalci regulile. Da, rankingul de persoane. Da, de persoană. Da? Și, de exemplu, nimeni nu are voie să poarte glugă sau ceva să mascheze. Deci, prin lege, te arestează. Deci, pentru apropo că de, tu trebuie să fii tot timpul să te vadă cine ești. Da, să te vadă cine ești, apropo de... Ori, eu sunt împotriva ideii în sine, și dacă e în Europa, că mă doare undeva,
pentru că țin de niște libertăți. Din păcate, Europa nu merge nici ea în direcția democrației, că nu... Sau oricum e cea mai democratică. Dar este continent. Cea mai democrată. Bun, dacă comparăm cu China, eu nu sunt fan China. Nu, China exersează acum una dintre cele mai crunte dictaturi. Da, evident, evident. Și noi suntem totuși creștini. Am mai ridicat problema asta chiar și la tine emisiune. Este clar că este o chestiune stimptă de lobby bancar. Asta e de domeniu evidență, nici se pune problema. Da. Doi la mână... Dar să propună și o dobândă minimă garantată la aceste conturi. Adică să zică, dom'le, cine își deschide dobândă minimă garantată de statul român prin aceeași lege... De cel puțin, nu știu. No, în primul rând, gândește de câte minciuni s-au spus. Dacă ai cont, nu vei primi pensie. Ce vorbești, mă? Adică, dacă adică la cont nu mai primesc pensie. Adică nu mai ai nevoie de poștașul ăla care e om și întârzie două zile cu pensia pe drum pentru că e război, pentru că s-a stins lumina în oraș. Dar tu o vezi pe doamna Popescu de la etajul 7, având 82 de ani, mergând cu cardul, înțelegi, să-și cumpere. Ia, ia așa un vecin și îi spune vecinului, dar uite, Costele, 20 de lei, am și mie o pâine. Știu că și eu mai fac o mamă operațiune bancară, da, da, că nu știe să... Da? Iar la țară, înțelegi, ăia la țară care i-a pus acum... Îi mai fac mamei, corect. Da. Deci, ce să-i... Cum să-i le spui celor de la țară? România are jumătate din populație la țară. La țară. Nu e pentru secolul în care trăim noi în România. În România, asta spun. Dar evident că băieții au fost lobați și atunci au propus cu surle și trâmbițe ca fiind o realizare. 100 de inși în Parlamentul României care au semnat o astfel de inițiativă? Nu, și... probabil că 10 cei mai importanți dintre ei. Da, sigur, ei și ceilalți au dat semnătură cu convocator, cum spune domnul Bulă. Da. Suntem la finalul ediției din această seară, o ediție în care am încercat să ne dumilim în legătură cu, mai ales cu cei ce ne conduc. A început campania electorală, dar e în plin, ca să spunem așa, iar campania electorală este în primul rând cu cafteală, iertați-mi expresia, între partenerii aflați la guvernare. Câștigător la puncte de departe în acest moment este Partidul Social Democrat. Conform sondajelor, deși liberalii sunt în colț în momentul acesta, continuă să le care pumni în cap, în coaste, să facă clipuri electorale. Țineți-o așa, da? Țineți-o așa, liberalilor, că aveți toate șansele să ieșiți cu ochii vineți foarte tare până în primăvară. Ne întoarcem mâine seară, aceleași ore, 21. Noapte bună!